Iar pe final stingem prima lumânare de pe cea mai muzicală tortă. Voice Cafe a împlinit un anișor! Sâmbătă asta am cutreierat tot orașul la petreceri și concerte, dar am picat și la o zi de naștere. Vă întrebați a cui? A clubului Voices, care a împlinit un anișor. Un an am muncit mult, am ținut diferite petreceri, cot la cot am lucrat cu barmenii și chelnerii pentru această sărbătoare. Sincer vă spun, atmosfera a fost mai mult decât de sărbătoare. Ziceai că am picat la o reuniune de familie. Avem și dovada, colectivul localului a cântat într-o voce imnul clubului. Iată cum e, dragoste față de meserie. Sau pentru cântat, una știm, oaspeții au fost care mai de care, dar toți pe măsură. Îmi place mult clubul, aici mă simt ca acasă. Aș vrea să-i urez clubului Voice la mulți ani să înflorească și să ne bucure cu noi evenimente. Întotdeauna când vii în acest club, te umpli de o energie pozitivă. Și cum nu se putea fără program special, am asistat și la un show oferit de barmen. Adunate, selectate și supervizate sunt știrile ProNews și astăzi am fost eu, Lilu, iar săptămâna viitoare vin cu altceva. Ciao!